mișcarea adventistă nu este neapărat o mișcare foarte mare la nivel global. Este o mișcare destul de activă și este o mișcare cu care noi interacționăm aici în Zalău și în alte locuri în țară. În România, de exemplu, având prezență chiar și mediatizată cu Speranța TV și așa mai departe, ei au un format de a derula activitatea, o formulă de a face lucrurile foarte bine pusă la punct și centralizată. La ei tot e într-o hierarhie foarte, foarte bine pusă la punct. Și la noi, baptiștii reformații, așa, doar că la noi hierarhia e Hristos care e capul și restul care decurge de acolo și toate sunt foarte, foarte bine stabilite în Sfintele Scripturi. În această seară, telegrafic aș vrea, ca să mai avem și timp pentru discuție, pentru întrebări, dacă sunt despre această mișcare și învățătura adventistă sau despre altele, poate că sunt alte întrebări, sper ca să fie timp. Vrem să ne uităm ca și de fiecare dată la istoria mișcării, foarte pe scurt, chiar numai lucrurile esențiale, și la unele dintre învățăturile importante și relevante, cu scopul de a înțelege ceea ce cred acești oameni, felul în care se diferă față de ceea ce suntem convinși că Biblia învață și felul în care putem ca să evangelizăm în modul cel mai eficient. Până la urmă, ăsta e scopul, nu doar ca să ne uităm și să zicem ăla e eronat, noi suntem singurii buni. Că și noi avem erorile noastre cu siguranță și ne rugăm ca Domnul să ne lumineze și să ne perfecționeze, ci scopul nostru este ca să înțelegem ceea ce cred alți oameni care se cred credincioși, care se cred religioși și să-i evangelizăm. Vedem un exemplu foarte bun în Sfintele Scripturi, Apostolul Pavel, care merge și spune la un moment dat: percep despre voi că sunteți oameni religioși. Sunteți oameni care credeți chiar multe lucruri, că aveau zei pentru și altare pentru fiecare lucru posibil. Până acolo că aveau un altar pentru un Dumnezeu necunoscut. Era un fel de Dumnezeu agnostic, da? Și Apostolul Pavel știe cum să interacționeze cu oamenii aceștia. Știa despre credința lor, da? Și știa cum să pună problema ca să le explice, Evanghelia. Pe scurt, istoria adventismului sau începutul adventismului începe cu anul 1816, cu un domn numit William Miller, care se convertește la creștinism, devine baptist. Și omul acesta, cum foarte mulți, chiar și baptiști, au o preocupare poate chiar nesănătoasă cu probleme escatologice, cu problema întoarcerii Domnului Iisus Hristos, devine obsedat de această problemă, despre întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Când va reveni Domnul Iisus Hristos? Exact când va reveni? Într-un fel este fascinant. Îți pui întrebarea și Biblia ne spune că ar trebui ca să grăbim venirea Domnului, că ar trebui să dorim venirea Domnului, dar ne și spune că nu avem cum să știm, da, acea zi. El devine obsedat cu aceste probleme, studiază foarte intensiv literatura profetică, mai ales a Vechiului Testament, și ajunge la o concluzie. Iisus trebuie să se întoarcă undeva în anul 1843 până la o anumită dată în 1844. Și el trage această concluzie făcând un studiu pe cartea Daniel și din Daniel 8:14, unde spune: El mi-a dat mie răspunsul până vor trece 2300 de seri și de dimineți, apoi Sfântul Lăcaș va fi curățit. Și el interpretează de aici că aceste 2300 de seri și de dimineți ca fiind ani de zile, fiecare zi fiind un an de zile. Și calculează de la 457, anul 457 înainte de Hristos, care îl ia din Daniel 9, versetul 24 și 25, ca și fiind cumva anul în care se poruncește reconstruirea Ierusalimului, și ajunge printr-un calcul matematic la 1843-1844. De fapt, ajunge la o dată specifică la un moment dat, da? Mulți oameni, preocupați de altfel oamenii de probleme despre sfârșitul lumii, devin adepți al lui Miller, devin milleriști, așa și ziceau, și evident au parte de un mare eșec și de o mare dezamăgire.
De fapt, Miller își revizuiește la un moment dat teoria de două ori. După ce dă o dată inițială, își mută data la martie 21, 1844, trece și data aceea, își mai mută data încă o dată la 22 octombrie 1844. Evident, vremea trece, nu se întâmplă nimic, oamenii devin extrem de dezamăgiți și mișcarea milleristă se termină. William Miller are și el bunul simț să sisteze, nu mai dă învățătură pe această temă, pur și simplu lucrurile se destramă. Dar, în ziua următoare, după această mare dezamăgire din 22 octombrie 1844, un alt domn, Hiram Edson, pretinde că în ziua următoare, sau în acea zi, în 22 octombrie, a avut o vedenie în care l-a văzut pe Iisus Hristos în picioare în fața unui altar în cer. Concluzia acestui domn, Hiram Edson, este că Miller, de fapt, a avut dreptate. Doar că a greșit locația unde urma ca să revină Domnul Iisus Hristos și era vorba de o revenire sau de o intrare a Domnului Iisus Hristos în Sfintea Sfintelor, în locașul cel sfânt din cerul. Interesant este că Miller nu-i dă dreptate lui Hiram și nu colaborează cu el. Și totuși mișcarea aceasta care îl creditează cumva pe Miller ca și având dreptate, pornește din acest punct. Hiram se bazează pe textul din Evrei 8, de la versetul 1 la 2, unde ni se prezintă slujba Domnului Iisus Hristos ca și mare preot și ca faptul că el intră în lăcașul cel sfânt, referindu-se, așa cum bine știm, la faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, el este la dreapta Tatălui ca și preotul nostru care mijlocește pentru cei care sunt ai lui. Dar Hiram interpretează din Evrei 8 că Miller a avut dreptate, doar ceea ce n-a înțeles Miller este că nu-i vorba de o revenire pe pământ a Domnului Iisus Hristos, ci de o mișcare a Domnului Iisus Hristos în cerul. Din locul cel sfânt, cerul, în lăcașul cel sfânt sau Sfintea Sfintelor, un loc anume unde există un altar special cu o slujbă specială în ceruri, da? El a zis că lăcașul acesta sfânt, despre care era vorba, nu este de fapt revenirea Domnului Iisus Hristos și restaurarea tuturor lucrurilor pe pământ, ci în cer. Hristos nu a revenit pe pământ, ci s-a mutat în acest locaș sfânt din Evrei 8. În perioada aceasta, tot timp ce se întâmplă toate aceste activități, un alt domn, Joseph Bates, se convertește la millerism și devine un promotor după ce este dezamăgit de faptul că teoria lui Miller este un eșec. Devine el un promotor foarte mare a acestei interpretări că de fapt este vorba o intrare a Domnului Iisus Hristos în locașul cel sfânt, în Sfânta Sfintelor, în ceruri. El scrie o broșurică care influențează foarte puternic pe James și Ellen White, iar acești trei împreună devin promotorii mișcării adventiste. Practic, Ellen White cu soțul ei și cu acest domn, Joseph Bates, sunt fondatorii bazați pe temelia pusă de Miller și de Hiram a mișcării adventiste, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Da? De altfel, mișcarea adventistă are și numele ei ideea aceasta de advent, de așteptarea revenirii. Da? Asta este, până la urmă, punctul de pornire, așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Da? Ellen White, toți ați auzit numele cu siguranță, este prorocița centrală în toată această mișcare. Există un accent destul de puternic pe mișcarea și lucrarea profetică în cadrul adventismului, dar ea este prorocița, zice eu, cu majuscule, cu P mare. Da? Și această prorociță a avut peste sau aproximativ 2000 de vedenii și de visuri inspirate profetice. Din aceste visuri și vedenii profetice a scris peste 40 de cărți și 5000 de articole, aproximativ
25 de milioane de cuvinte scrise de Ellen White care relatează învățătura și descoperirea primită de la Dumnezeu. În contrast, Biblia, Noul și Vechiul Testament, are undeva la 700 de mii de cuvinte. Da? Revelația lui Ellen White, 25 de milioane de cuvinte. Da? Ca să faceți așa o comparație, în, cel puțin în volumul revelației sau volumul descoperirii care a primit-o, care a primit-o Ellen White. Da? Citesc din un document intitulat Doctrine Fundamentale, este un fel de mărturisire de credință a mișcării adventiste. Vom vedea imediat că în mișcarea adventistă există o diversitate, deși teoretic vorbind este, așa cum zice și cultul baptist, o credință și o practică unitară. Practic vorbind există tot felul de mișcări, de rupturi, de curenți și așa mai departe. Citesc din acest document. Unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția. Acesta este un semn distinctiv al Bisericii lui Dumnezeu și a fost manifestat în cadrul Bisericii Adventiste din ziua șaptea prin lucrarea lui Ellen G. White. Având autoritatea unui sol, unui trimis al lui Dumnezeu, scrierile sale sunt o sursă, atenție la limbajul folosit, veți vedea o rezonanță foarte puternică cu limbaj biblic. Având autoritatea unui sol al lui Dumnezeu, scrierile sale sunt o sursă continuă de mângâiere și încurajare. Ele călăuzesc, ele învață, ele corect și corectează pe cei credincioși, arătând în mod clar că Biblia reprezintă standardul de apreciere a învățăturii și a experienței. Da? Teoretic vorbind, adventismul afirmă sola scriptura. Practic vorbind, Ellen White a scris 25 de milioane de cuvinte care sunt revelație de la Dumnezeu, care relatează descoperirile lui Dumnezeu, care până la urmă, pentru cei mai mulți adventiști, sunt autoritatea finală despre ceea ce spune Biblia. Și de multe ori împotriva ceea ce spune Biblia. Pentru că așa cum știm, problema sola scriptura nu este doar dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este autoritară, ci este dacă Biblia este suficient de autoritară, suficient de inteligibilă, dacă ai nevoie de altceva în afară de Biblie. Da? Eu dacă zic Biblia este revelația lui Dumnezeu și este autoritară și Biblia spune tot ceea ce vă spun eu că spune. Interpretarea lui Mihai Marian e singura interpretare valabilă și oricine în biserica asta nu-i de acord 100% cu Mihai Marian, afară, da? Practic m-am făcut pe mine autoritatea, pentru că Biblia în sine ne spune și ne pune întrebarea cum citești tu în Scripturi. Contează cum citești, contează cum interpretezi. În adventism, Ellen White este, la fel ca și în alte mișcări, o autoritate care vine pe lângă Scriptură, dar prin faptul că este la același nivel de multe ori, devine de fapt autoritatea. Cum în ortodoxie sau în catolicism, biserica este instrumentul prin care Biblia este interpretată și aplicată și tu nu poți fără biserică să înțelegi ceea ce Biblia spune, ca tare Biblia nu te ajută la nimic, da? Pentru că biserica trebuie să-ți spună care e înțelesul ei. Cum în alte mișcări zise creștine, prorocul este până la urmă cel care, dacă nu vine cu revelație nouă întotdeauna, măcar îți aplică Scriptura, da? Măcar îți aplică Scriptura și îți spune care este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine acum. Pentru tine acum. Și de multe ori contrazice Biblia și așa mai departe. Ei, și în mișcarea adventistă, Ellen White prezintă aceeași problemă. Teoretic vorbind, scriptic vorbind, sola Scriptura. Practic vorbind, sola Ellen White, da? Care ne duce la întrebarea ce este de fapt crezul adventist. Problema cu adventismul, la fel cum este cu multe mișcări, este că este un animal foarte complex. Și deși există mărturisire de credință, deși există diverse documente, este o mișcare care a trecut prin foarte multe tulburări, prin foarte multe schimbări, dar una dintre tulburările cele mai mari, în sensul pozitiv,
Se întâmplă din perioada 1950, 1960, 1970. Este o bătălie care se poartă în sânul adventismului, unde se discută la un moment dat aceste probleme cheie din cadrul învățăturii adventiste și de anumiți oameni din cadrul adventismului, de anumiți conducători, se scrie o carte într-un dialog cu lideri evanghelici care tratează întrebările evanghelicilor despre doctrina adventistă. Cartea se numește Questions on Doctrine, întrebări asupra doctrinei. Și adventismul, liderii adventiști din acea perioadă, scriind această carte, clarifică foarte multe dintre doctrinele care sunt sub semnul întrebării din punct de vedere evanghelic. Problema care se întâmplă este că în acel moment, mișcarea adventistă, deși scrie această carte, acest document, și vom vedea imediat cumva care sunt diferențele între ramura sau cei cu tendința evanghelică din cadrul adventismului și cei care susțin adventismul tradițional, deși scriu această carte, mișcarea nu ajunge vreodată la un consensus unitar în care toți adoptă pozițiile acestea, care i-ar fi pus cumva în parametrii învățăturii biblice și evanghelice. Și între adventismul tradițional, cel incipient, cel al lui Ellen White, și reforma aceasta care se încearcă în sânul Bisericii Adventiste, există un spectru larg unde cei din mișcarea adventistă se pot afla oriunde, de la adventiști reformați, să folosim terminologia asta, adventiști evanghelici, până la cei tradiționali care ar accepta absolut tot ceea ce Ellen White a debitat și absolut orice fantezie care s-a promulgat prin Biserica Adventistă. Vreau să vă dau foarte pe scurt diferențele între aceste două extreme, dacă vrem ca să le numim așa, ca să înțelegem diversitatea de gândire și de învățătură în cadrul acestei mișcări și după aceea să ne uităm la câteva dintre problemele foarte succint care există inclusiv și astăzi, sunt nerezolvate și care pun sub semnul întrebării statutul lor chiar și astăzi. Adventismul evanghelic, să-l numim așa, ajunge și afirmă prin aceste documente justificarea prin credință sau justificarea doar prin credință. De fapt, adoptă și aderă la înțelegerea reformată a justificării, prin care înțelegem că justificarea este actul juridic prin care Dumnezeu declară pe un om ca și fiind justificat în baza sfințenii Domnului Iisus Hristos. Da? Este acest transfer, această imputare de sfințenie. Da? Și înțelege că statutul nostru înaintea lui Dumnezeu se bazează exclusiv pe sfințenia lui Hristos imputată nouă, transferată nouă, care o primim doar prin credință. Da? Este transferată nouă prin credință. Nu transferată nouă datorită credinței noastre, nu câștigată prin credința noastră, da? Ci aplicată nouă prin credință. Aplicată nouă prin credință. Da? O primim prin credință și înțelege că sfințirea, sanctificarea este rodul care provine din această justificare lucrată tot de Dumnezeu și care provine în mod necesar din această justificare. În sensul că nu sunt oameni justificați care nu sunt și sanctificați. Acum, în diferite măsuri, la diferite rate, unii mai rapid, alții mai încet, unii cu mai multe căderi, alții nu, dar până la urmă trebuie să existe rod dacă a existat o rădăcină corectă. Da? Deci sanctificarea este rodul acestei justificări care provine în mod necesar din această justificare și în niciun caz nu este rădăcina mântuirii. Da? Rădăcina este justificarea, este declarația lui Dumnezeu și fructul, rodul care iese din această justificare este sanctificarea. Adică în linie cu ceea ce credem noi și cu ceea ce credem că învață Biblia, afirmă această mișcare, care o să o numim mișcarea evanghelică din cadrul adventismului. Da? Pe cealaltă parte există adventismul tradițional, care spune că justificarea este într-adevăr imputată nouă, transferată, dar trebuie ca să fie și împărtășită. Este limbajul lor, și împărtășită.
Și vom vedea imediat ce înseamnă asta. Justificarea, zic ei, este cei tradiționali, este doar pentru păcatele comise în trecut. Ești iertat de toate păcatele din trecut și acum trebuie ca să te faci părtaș sfințeniei lui Hristos, dovedind că ai o sfințenie proprie, ca Dumnezeu să te ierte de păcatele viitoare. Da? Și vom vedea mai târziu felul în care această eroare despre justificare și sanctificare se leagă cu doctrina locașului cel sfânt și cu ceea ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri pentru ispășirea noastră. Legat de natura Domnului Iisus Hristos, evanghelicii adventiști sau adventiștii evanghelici, adventiștii care încearcă să reformeze mișcarea adventistă, cred că Hristos a avut o natură perfect umană, cu adevărat umană, dar fără vreo înclinație spre păcat. În felul acesta, ar zice ei, Hristos a fost precum Adam înainte de cădere. Da? 100% om, cu adevărat om, dar fără vreo urmă de păcat în natura sa. Da? O natură umană, dar în același timp perfectă. Deși Hristos a avut toate limitările unui om, inclusiv limitările naturale care le avem noi, da? Îmbătrânim, ne este foame și așa mai departe. Deși Hristos a avut toate aceste limitări, limitări de cunoștință umană și așa mai departe, El nu a avut nicio o deficiență de sfințenie, nicio inclinație păcătoasă. Da? Și nu am putea fi de acord cu asta. Cum să nu fim de acord cu asta? Hristos a fost cu adevărat om, dar a fost fără păcat. Da? Pe scurt, asta e cristologia noastră despre natura Domnului Iisus Hristos și a fost într-adevăr 100% și Dumnezeu. Și aceste două naturi sunt coexistente și unite cumva, dar totuși separate. Da? Nu știm explica asta, o numim uniunea hipostatică. Ceea ce e un cuvânt foarte, foarte complex pentru a spune teologic, n-avem habar cum se poate întâmpla așa ceva. Există o uniune hipostatică, două lucruri împreună, dar separate. 100% amândouă, da? Nu vă pot explica, nu știu. Dumnezeu ne va explica și îl vom întreba pe Domnul Iisus. Dar Biblia ne spune că aceste două naturi sunt reale, sunt prezente în Domnul Iisus Hristos și El este 100% om, ca și primul Adam, fără păcat, da? Fără păcat. Mișcarea adventistă tradițională, sau cei care aderă la învățătura tradițională, spun, Hristos a avut o natură umană, care nu doar că a fost slăbită în sensul fizic, nu doar că a înfometat și a fost obosit, sau limitat din cauza că a trăit într-o lume păcătoasă, dar Hristos în natura sa a avut el o înclinație păcătoasă. Ar spune ei, natura lui Hristos este în esență ca și a lui Adam după cădere. După cădere, da? Ce înseamnă asta? Lăsând la o parte cumva păcatele lui Adam într-un anumit punct în timp, esența lui Adam, dacă ne gândim cum era Adam, pe Adam era deja căzut. Și tot ceea ce era în Adam era corupt și avea după cădere înclinația spre păcat. Dacă înainte era nevoie de o împingere exterioară, de Satan să vină și să zică, hei, n-ai vrea tu să fii ca și Dumnezeu? N-ai vrea tu ca să nu asculți de Dumnezeu? Era nevoie de o împingere exterioară. De ce? Pentru că în Adam, înainte de cădere, nu era o înclinație păcătoasă. Da? După cădere, și Adam și Eva moștenesc sau spedepsiți cu această înclinație păcătoasă. Acum, acea înclinație exterioară care venea de la Satan se află în ei, cum se află și în noi. Da? Noi nu trebuie să ne convingă foarte tare Satana să păcătuim. Noi vrem să păcătuim. Da? Vedem o oportunitate de a păcătui și inclinația noastră naturală este să păcătuim. De aceea Biblia spune că mai întâi vine ceea ce este firesc la fiecare dintre noi. Și adventismul tradițional argumenta împotriva încercării la această reformă, Domnul Iisus Hristos este reprezentantul nostru și prin faptul că a moștenit această inclinație păcătoasă. Nu înseamnă că a păcătuit, zic ei, ci El este exemplul nostru
cum un om care totuși are natura păcătoasă poate să trăiască fără păcat. De ce? Pe legalismul îți dictează că trebuie să poți să faci asta, da? Că trebuie să poți împlini legea chiar dacă ești păcătos. Nu? Ați auzit foarte mult aruncate perlele acestea. Dumnezeu nu ți-ar cere ceva ce tu nu poți face. În schimb, Biblia ne spune că legea e exact asta. Biblia ne spune că omul firesc nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Nu o poate împlini. Da? Adventismul tradițional, pe ramura arminiană, ramura pelagiană, merge pe varianta cealaltă. Până acolo merge aberația încât trebuie să-L facă pe Hristos în natură păcătoasă ca să aibă un exemplu a unui om care a împlinit toată legea, deși a avut natura păcătoasă. Și să zică, Ciprian, El a putut și tu trebuie să poți. Da? Nu-mi vine cu Dumnezeu dacă eu n-am cum, că eu-s doar un om și eu mă bazez pe jertfa Domnului Iisus Hristos să-mi spele toate păcatele și chiar faptele mele bune sunt ca niște zdrențe. Nu. Și El a avut inclinații păcătoase. Și totuși, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin toate astea, Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru de urmat și noi putem fi la fel. Da? Ceea ce este o aberație până la urmă, dacă citești, de exemplu, doar Roman, unde Pavel spune ceea ce nu vreau să fac, fac, da? Și ceea ce vreau să fac, nu pot să fac. Păi cum vine asta, Pavel? Da? Uite de la Domnul Iisus Hristos și tu poți face același lucru. E simplu. Nu e simplu. E foarte complicat. Chiar am ascultat un mesaj deosebit de frumos al lui John Piper săptămâna asta, numită schizofrenie sfântă. Problema omului care este răscumpărat, regenerat, dar încă în firea lui. Și el descrie această stare un fel de schizofrenie sfântă. Și la sfârșitul lucrării de mântuire, când vom fi glorificați, vom fi vindecați de această ultimă stare a noastră și vom fi în sfârșit cine suntem cu adevărat. Acea persoană care suntem cu adevărat, care am fost răscumpărați în Hristos și vom fi eliberați de boala păcatului care acum ne face ca să simțim și să acționăm câteodată ca și niște schizofrenici. Cum descrie Pavel, ceea ce nu vreau fac și ceea ce vreau nu sunt în stare pentru că răul stă lipit de mine. Da? 3. În legătură cu evenimentele de la 1844, la fel ca și la martorii lui Jehova, la fel ca și la multe secte, de obicei există o dată de genul. O dată spusă de un proroc în care ceva se va întâmpla, revenirea lui Hristos, o mare dezamăgire. Da? Cum a existat și în alte secte, pentru ei această dată de 1844. În mișcarea de reformă adventistă, ei zic în felul următor, cei care au aderat și care aderă. Hristos a intrat în locașul cel sfânt, adică în cer, atunci când s-a înălțat la cer, la dreapta Tatălui. Punct. Nu mai poți intra într-un loc mai sfânt decât în prezența lui Dumnezeu, nu există nicăieri altundeva, e clar ceea ce se întâmplă. Când Domnul Iisus Hristos merge la dreapta Tatălui, El la dreapta Tatălui e marele nostru preot care mijlocește pentru noi și toată aberația asta despre că în 1844 a intrat în Sfintea Sfintelor este aberație. Deci ei se renunță la această învățătură totală. Da? Păstrează identitatea de adventiști, păstrează multe alte aspecte, dar zic, hai să nu mai glumim, ăstea sunt aberații. Da? Pe partea tradițională, care această învățătură încă este cuprinsă în crezul oficial al bisericii de astăzi, ei spun că Hristos, la 1844, a intrat în cel de-al doilea compartiment al locașului cel sfânt, da, în ceruri, pe 22 octombrie 1844, și acolo a început lucrarea, citez, a judecății investigative. Și aceasta reprezintă faza a doua a lucrării ispășitoare a lui Hristos, care este și faza finală. Din cauza că mântuirea ține de această fază, adică Hristos a început ispășirea pe cruce, s-a dus în ceruri, a stat 2300 de ani, unde într-adevăr jertfa sa este aplicată celor din lume care cred, dar în 1844 începe faza a doua a ispășirii. Ispășirea nu s-a terminat la cruce. Hristos n-a spus tetelestai, da? N-a spus s-a încheiat, s-a finalizat. În 1844 există o a doua etapă a ispășirii.
Și pentru că aceasta a doua etapă a ispășirii, nu a mântuirii în sensul că există mijlocire, va exista glorificare, ci a ispășirii, a iertării, a jertfei pentru iertare, nimeni nu poate ca să aibă garanția mântuirii, pentru că ceea ce e nevoie pentru mântuire încă nu s-a întâmplat. A doua etapă a ispășirii nu este completă. Ca să fii cu adevărat mântuit, trebuie să beneficiezi de ispășirea de la cruce și de această ispășire de la 1844 încolo, care nici nu știu cum e aplicată retroactiv și mai departe. Nu sunt chiar așa de curios ca să mă aprofundez chiar așa de mult. Da? Dar, pentru că există aceste două etape ale ispășirii, siguranța mântuirii practic este imposibilă. Astăzi, în cadrul mișcării adventiste, sunt mulți, chiar și cei moderați, care zic că poți avea siguranța mântuirii și că ceea ce se întâmplă prin ispășirea, a doua etapă a ispășirii, în acest locaș sfânt, din 1844 încolo, este mai mult o problemă figurativă și așa mai departe. Da? Le tot întorc de pe o parte pe alta. Da? Trebuie ținut minte că în învățătura aceasta, care este cea tradițională și încă se regăsește în multe aspecte, justificarea nu ține doar de imputarea neprihănirii lui Hristos, de transferul neprihănirii lui în contul tău, ci ține parte și de împărtășirea ta în neprihănirea lui. Da? Adică ești iertat de toate păcatele tale în momentul în care ai fost declarat justificat, dar după aia există un proces prin care trebuie să devii părtaș. Și asta este felul în care păcatele tale care merg înainte și păcatele tale sunt șterse definitiv. Da? Pe de o parte este imputarea, pe de o parte este împărtășirea Sfințeniei lui Hristos. Trebuie ca să ți se transfere și trebuie să devii părtaș. Da? Și noi credem că ți se transferă neprihănirea lui Hristos și să lucrează neprihănirea lui Hristos în tine în așa fel că ești sfințit și transformat prin lucrarea Duhului Sfânt. Da? Dar noi nu credem că aceste două fac parte din ispășire sau din justificare. Noi credem că odată iertat, odată declarat sfânt de Hristos prin jertfa lui, ești sfânt și după aia există acest proces de sanctificare care se concluzionează în glorificare. Da? Ei cred că aceste două, avea împutarea neprihănirii și avea împărtășirea neprihănirii, sunt ambele necesare ca să fii mântuit. Și rezultatul nu poate fi știut până nu se termină acea lucrare din locașul cel sfânt de judecată investigativă. De fapt, asta înseamnă judecata investigativă. Hristos acolo investigează ce ai făcut cu iertarea care ți-a dat-o pe cruce. Să vadă dacă ești vrednic sau nu. Da? Înțelegeți? El îți investigează viața. Ba până acolo merge, încât Ellen White la un moment dat spune că nu doar îți investigează viața, îți investigează impactul vieții tale după ce ai murit. Și dacă impactul vieții tale nu este în echilibru corect chiar după ce ai murit, atunci la final, când Hristos termină de investigat viața ta, totuși se poate da un verdict de vinovat. Nu te-ai făcut demn de iertarea care vine prin ispășire, nu te împărtășești din neprihănirea lui Hristos. Învățătura este complexă, sunt scrise volume pe ambele variante în adventism, este complicat. Da? 4. Problema Ellen G. White. În mișcarea evanghelică sau dornică să fie evanghelică, se afirmă că Ellen White este o credincioasă adevărată care a avut darul profeției, dar ea și scrierile ei nu sunt infailibile și nu trebuie folosite ca și o autoritate doctrinară. Da? Este pur și simplu un credincios care a avut darul profeției. Ce asta înseamnă, nu știm, dar ideea este, ea nu este o autoritate care trebuie folosită să dicteze doctrina bisericii. Da? Asta este un pas foarte radical în cadrul mișcării și respins de foarte mulți, dacă nu neapărat verbal, în practică, Ellen White este autoritatea, dar ea dă interpretarea corectă. În ramura tradițională sau în partea aspectului tradițional, se consideră că scrierile ei sunt inspirate.
Nu sunt canonice, dar nu le capsăm în spatele Scripturii, că oricum 25 de milioane de cuvinte ar face o Biblie care nimeni ar putea să o poarte cu ei, dar sunt inspirate și sunt autoritare în probleme doctrinare pentru Biserica Adventistă. În practică, cred că și astăzi asta este poziția Bisericii. Librăria Adventistă cred că este o dovadă foarte palpabilă. Când intri într-o librărie adventistă și vezi cam câte opinii sunt luate în calcul, e cam Ellen White și mai are și Apostolul Pavel de spus ceva, dar de obicei e cam Ellen White. Da? Sabatul, în ultimul rând. Ar fi multe, dar sabatul. În ramura sau în mișcarea de reformă adventistă, sabatul este afirmat, dar nu este obligatoriu. Și nu rezultă că cineva nu ar fi în Hristos dacă nu păstrează sabatul, adică sâmbăta. Da? Dacă zic, măi, eu vreau să mă închin duminica. Apropo, și în mișcarea baptistă au fost baptiști de ziua șaptea și în alte culte evanghelice au fost oameni care au înțeles problema zilei de închinare altfel decât o înțelegem noi. Da? Dar evanghelicii întotdeauna au înțeles că problema zilei de închinare nu este una care ar trebui ca să fie elevată la nivel de o problemă de mântuire, că există o libertate în cuget, că până la urmă suntem porunciți, ne poruncește Scriptura să ne închinăm în toate zilele și în tot timpul vieții noastre și că nu este o problemă de legalitate, că noi avem slujbă miercuri seara și putem să mai avem una și mâine și una și sâmbătă și una și duminică și dacă cumva printr-o conjunctură nu ne-am mai putea închina duminica, nu știu, statul schimbă legea, și duminica nu mai poți să te închini. Trebuie să te închini sâmbătă. Aia e ziua în care toată lumea are liber și n-ar fi nicio cădere din har. Da? Nimeni nu ar... Noi am avea întrebări despre Doamne, oare vom merge în iad dacă ne întâlnim acum sâmbătă? Nu. Nici vorbă. Am avea niște probleme cu statul român când are dreptul ca să-și impună asemenea reguli asupra noastre, că suntem oameni liberi, dar nu ar fi o chestie de, uai, dacă nu mai mă întâlnesc duminica și mă întâlnesc sâmbătă seara, oare ajung în cer? N-ar fi așa ceva, da? Pe partea tradițională, sabatul este obligatoriu, obligatoriu este o chestie foarte legalistă și este semnul aparținerii în Hristos. Da? Ellen White la un moment dat, și o să vedem lucrul acesta, Ellen White la un moment dat chiar spune că toți cei care nu păstrează sabatul vor ajunge ca să primească semnul fiarei și este semnul care delimitează credincioșii adevărați de cei neadevărați și de lume. Da? Este elevat la o problemă de mântuire, la fel cum sunt elevate în practică, chiar dacă în multe documente, se vorbește despre mântuirea doar prin credință, să zici, eu nu mai vreau să țin sabatul, ar fi o problemă drastică, sau dacă ai zice, m-am mutat în alt oraș și acum mă duc la baptiști. Și acolo e duminica, eu nu mai țin sabatul, că eu trebuie să muncesc sâmbătă și mă închin duminica cu frații baptiști. Da? Ar fi o mare, mare problemă. Dar aici, din nou, există varietate. Eu am un prieten bun în Atlanta, deși n-am vorbit de ceva vreme, dar m-am dus odată cu el în oraș de adventiști, băiatul, și știind că e adventist, am zis, măi, ăștia nu mănâncă porc, ăștia țin sabatul. L-am invitat în oraș... miercuri, joi, ca să nu interfereze cu așa, și l-am dus la un loc care era ca și specialitate aripioare de pui. Că am zis, măi, e adventist. Și ne-am pus la masă, i-am comandat niște aripioare de pui, niște cartofi pai și el comandă niște costițe de porc. Și zic, măi, omule, tu ești adventist. Ei, zice, acum, scriptic, asta e legea. Practic, orice adventist de calitate mănâncă măcar un porc pe an. Da? Deci există tot felul de înțelegeri și în cadrul mișcării adventiste, da? Și există cei care dacă le-ai spune că am mâncat niște m-a tulburat un pic că dacă știam că așa stau lucrurile, comandam eu costițele, da? Care dacă ar merge la biserică și spune, frate, am fost cu un frate baptist la masă și am mâncat costițe, ar fi caz de disciplină bisericească, da? Ar fi caz de disciplină bisericească. Cum ar fi la baptiști dacă am mers cu un frate baptist reformat și am băut o bere? Ca exemplu. Dar ar fi aceeași chestie. Ambii ar fi excluși din biserică. Nici nu vreau să aud explicații. Gata. În multe cazuri. Dar există un spectru. La fel cum există și între mulți evanghelici. Există un spectru. Da? Tendința este spre legalism. Tendința este spre legalism practic vorbind. Da?
În sumar, există multe lucruri bune în cadrul adventismului, există multe lucruri ciudate și există altele care sunt de-a dreptul stricate sau poate și eretice. De exemplu, bune este faptul că cel puțin teoretic, scriptic, prin declarații, prin mărturisiri, spun că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și că doar Biblia este singura autoritate. Practic, Ellen White nu e departe, da? Ellen White nu e departe. La fel cum la carismatici ar afirma, dacă le-a explicat ce înseamnă sola scriptura, așa în mare ar zice, da. Practic, noua revelație, prorociile, vedenile și așa mai departe, la carismatici, la penticostali, sunt la același nivel. La același nivel. Mai ales când mulți oameni, inclusiv proroci, nici nu prea cunosc Biblia, deci n-ar avea cum să știe dacă au contrazis scriptura sau nu. Da? V-am zis acea întâmplare cu fratele prezbiter din a treia epistolă către Timotei. Da? Alte lucruri bune sunt trinitarieni, foarte mulți care au acceptat revelație nouă în mod inevitabil sau atins de doctrinele, de doctrina Trinității. Nu cred, de exemplu, cum cred martorii că Iisus este o făptură creată, deși la un moment dat au cochetat cu această învățătură, au ajuns la înțelegerea că Domnul Iisus Hristos este, prin Arhanghelul Mihail, Iisus preîncarnat în Vechiul Testament. Da? Biblia nu prea are suport pentru asta, dar au fost curenți de învățătură despre faptul, cum a existat și între martori, că Iisus Hristos ar fi de fapt Arhanghelul Mihail. Acestea cumva s-au corectat, s-au domolit și acum Arhanghelul Mihail este o preîncarnare a Domnului Iisus Hristos. Da? Jertfa Domnului Iisus Hristos în adventism este un substitut, într-adevăr, dar cum am văzut, nu știu dacă substitutul realmente este complet, dacă e nevoie de o a doua parte a ispășirii, da? Și dacă e nevoie de nu doar o imputare a neprihănirii, ci această împărtășire a neprihănirii. Faceți distinția între faptul că noi suntem sanctificați și ajungem să avem rodul neprihănirii și a faptului că trebuie cumva ca să ajungem ca faptic să ne aparțină sau să ne justificăm justificarea. Mă înțelegeți ce zic? Este o diferență aici. Scriptic afirmă că mântuirea este prin har, ceea ce este foarte bine. Afirmă că Hristos a înviat fizic din morți. Afirmă că Iisus a înălțat la cer. Afirmă că botezul este prin scufundare. Astea sunt toate lucruri foarte bune. Deși în cadrul adventismului există o tendință de a eleva doctrina botezului, cum există și în cadrul baptismului, cel puțin în cadrul baptismului din România, de a eleva doctrina botezului în apă la un act salvific de multe ori. Da? Astăzi ai făcut un legământ cu Domnul. Nu. Nu. Legământul care ți-a făcut între tine cu Domnul, în primul rând că l-a făcut Domnul cu tine, da? Și nu s-a întâmplat când ai intrat în apa botezului. Doar dacă a fost așa, o convertire spontană și te-a botezat pe loc, ca pe fameni. Da? Deși nici acolo n-a fost spontană, că omul citea din Scriptură dinainte. Deci evident că Duhul lucra în viața lui încă din timp și își bătea capul de Scripturi și zice, cum să înțeleg dacă nu-mi explică nimeni, da? Dar clar că Duhul lucra în viața lui, că el să-ți bătea cu Scripturile, chiar dacă nu avea nimeni să-i le explice. În adventism, la fel ca și în multe locuri în baptism, se elevează această doctrină până acolo încât să spun lucruri de genul este botezul în apă, momentul sau actul prin care ești incorporat în trupul lui Hristos în anumite locuri în cadrul adventismului și în anumite locuri în cadrul baptismului. Dacă stăm bine ca să ne gândim, mulți am auzit asemenea afirmații și predici. Afirmă că Iisus se va reîntoarce în slavă și va domni. Deci sunt multe lucruri bune. Sunt multe lucruri bune. Și în anumite perioade în istoria adventismului au fost anumite reforme, au fost anumite reînviorări a Evangheliei și reforme a doctrinei, da? Dar nu s-a reușit vreodată ca să se facă o reformă totală și reală. De fapt, istoria ne arată că este aproape imposibil, dacă nu imposibil, ca un cult să se reformeze din lăuntru, adică să rămână cultul acela, dar să se reformeze total. De obicei, 99,9%
a schimbărilor, reformelor reale care s-au întâmplat, s-au întâmplat prin rupere. Da? A rămas partea apostată și au plecat cei care s-au apropiat de cuvântul lui Dumnezeu. Cam tot timpul asta s-a întâmplat. Cazurile sunt foarte rare în care un cult a reușit ca să schimbe direcția și să se reîntoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri rele și multe lucruri ciudate. De exemplu, neagă predestinarea, destul de vehement. Da? Bun, sunt și alții care neagă predestinarea, îi iubim, îți greșiți, nu îi scoatem din rai pentru asta. Da? Neagă imortalitatea sufletului, da? Nemurirea sufletului. Adventismul învață că nemurirea este condițională, adică omul nu este o ființă eternă. Omul n-a fost creat de faptul să fie o ființă eternă, ci nemurirea este condiționată de anumite lucruri, de ascultarea față de Dumnezeu. Da? Și când zic nemurire, nu mă refer doar la ideea de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a avea viață în Hristos. Mă refer la existență. Și ei apelează la faptul că lui Adam și lui Eva li se spun, înainte să fi păcătuit, că dacă vor mânca din acel fruct, vor muri. Concluzia lor este că Adam și cu Eva au fost făpturi cu potențialul de a muri înainte ca păcatul ca să intre în lume prin ei. Da? Ca atare, omul, zic ei, nu este în mod necesar o ființă sufletească eternă. Da? O ființă sufletească eternă. Există o lipsă de distinție și de claritate. Există o confuzie care se face între ceea ce înseamnă viața fizică, moartea fizică, viața spirituală, moartea spirituală. Da? Pentru că dacă vrei să te folosești de Adam și cu Eva și a spune că terminologia acolo e aceeași, cum ai vrea să o aplici în cazul ăsta, atunci ar trebui să explici cum de n-au murit în felul ăsta, în sensul că n-au sistat din existență în momentul în care au păcătuit. Da? Evident, Dumnezeu se referă la altceva când spune în ziua aceea veți muri. Veți muri spiritual vorbind, care va aduce ca și consecință moartea fizică, da? Care duce la moartea finală, la a doua moarte, dacă nu ești răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Biblia învață lucrurile astea destul de clar, dar în cadrul adventismului există multă confuzie pe temele acestea. Neagă eternitatea iadului. Cred în anihilare pentru cei nemântuiți. Da? Astea sunt trăsături comune cu alte secte care le-am studiat. Sabatul, cum am zis, este elevat la nivel salvific. Ellen White a învățat că sabatul va fi testul final, va fi linia care va împărți lumea. Cei cu adevărat credincioși care vor păstra sabatul, vor practica sabatul și cei în răzvrătire. Da? Ei elevează această practică până acolo în care spun că cei care nu practică sabatul, nu respectă sabatul, sunt cei care vor accepta semnul fiarei. Și în ultimul rând, judecata investigativă, citez din documentele lor. În 1844, Hristos a intrat în cea de a doua și ultimă fază a lucrării ispășitoare. Este o lucrare de judecată investigativă care face parte din eradicarea finală a păcatului. Această lucrare face evident care dintre cei în viață sunt păstrați în Hristos sau rămân în Hristos, ținând poruncile lui Dumnezeu și credincioșia față de Hristos și credința în Hristos. În așa fel, fiind gata pentru mutarea sau strămutarea în împărăția sa veșnică. Această judecată, atenție, această judecată dovedește sau justifică dreptatea lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu se dezvinovățește pe el prin această judecată investigativă. Deci această judecată dovedește dreptatea lui Dumnezeu în faptul că el ne-a mântuit pe noi cei ce credem. Deci ce vrei să spună? Domnul Iisus Hristos în această a doua etapă în care investighează viața ta trebuie să dovedească că a fost justificat să te iert. Înțelegeți?
Deci Hristos te-a iertat și acum îți investighează viața și ideea lui că el trebuie să justifice, Dumnezeu trebuie să justifice că a fost drept când te-a iertat. Ați înțeles ce s-a întâmplat, da? Adică el te-a iertat prin har, dar acum trebuie ca el să se justifice. Uite, eu l-am iertat pe Ciprian. Dar dacă nu se dovedește că Ciprian a meritat iertat, da? Și a devenit părtaș, a împărtășit din neprihănirea lui Hristos, atunci Dumnezeu s-ar dovedi nedrept. Soluția lui că Ciprian ar fi scos din cartea vieții, pentru că nu a ajuns ca să-l justifice pe Dumnezeu cum Dumnezeu l-a justificat pe el. Și asta se întâmplă în judecata asta investigativă. Preotul nostru continuă, preotul nostru cel mare intră în Sfânta Sfintelor în 1844 ca să realizeze lucrarea judecății investigative și să realizeze ispășirea pentru toți cei ce sunt arătați ca și având dreptul la acest beneficiu. Da? Este destul de clar. Cărțile sunt deschise la judecată, viețile celor ce au crezut în Iisus sunt judecate înaintea lui Dumnezeu, unele nume acceptate, altele eliminate. Deci viețile celor credincioși. Deci mântuirea este doar prin credință, justificarea doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Hristos a murit pentru cei care au crezut, viețile celor credincioși sunt judecate și cei găsiți vrednici sunt păstrați în cartea vieții și cei găsiți nevrednici sunt scoși din cartea vieții, anulând, evident, ceea ce s-a întâmplat la Golgota. 1844 și ce se întâmplă de atunci, evident, este mai important decât ce s-a întâmplat la Golgota, da? Pentru că ceea ce s-a întâmplat la Golgota poate fi nulificat prin ceea ce se întâmplă în această judecată investigativă. Așa. Unele nume acceptate, altele eliminate. După cum au fost părtași la sfințenia lui Hristos, dacă ai ajuns la nivelul necesar. Și caracterul lor se află ca fiind în armonie cu legea lui Dumnezeu. Păcatele lor, dacă se află ca și fiind în armonie, dacă s-au făcut suficient de părtași la sfințenia lui Hristos, păcatele lor vor fi șterse, vor fi eradicate. Ellen White spune că prin moartea sa, Hristos a început lucrarea ispășirii pe care, după înviere, el s-a înălțat la cer să fie finalizată în cer prin această judecată investigativă. Da? Asta este învățătura adventismului despre lucrarea Domnului Iisus Hristos în ceruri acum. Întrebarea este, sunt adventiștii evanghelici? Asta este întrebarea. În cadrul mișcării adventiste există oameni mântuiți. Asta e meritul lui Dumnezeu, nu meritul oamenilor care deformează cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care se zbat în cazul acestei mișcări să ducă mișcarea spre o ortodoxie teologică. Se zbat de ani de zile. Și au fost, într-adevăr, cum ziceau, mari zbateri și încercări spre reformă și conflicte și s-au făcut pași destul de mari în a rezolva multe probleme teologice. Dar, deși este posibil să fii cu adevărat creștin, cu adevărat credincios, în cadrul acestei mișcări, cum prin Harul lui Dumnezeu există oameni mântuiți în cadrul multor mișcări eronate, da? Prin Harul lui Dumnezeu și prin îngăduirea Lui sunt oameni care rămân acolo, poate toată viața lor, este extrem de dificil să respir aerul acesta a învățăturii acesteia și să fii cu adevărat credincios. Extrem de dificil. Eu aș sugera oricărui om care se află în această mișcare și în altele care au asemenea trăsături și acest nivel grav de eroare teologică să caute alte locuri să-și hrănească sufletul. Nu vreau să spun că sunt oameni răi, nu vreau să spun că sunt oameni chiar rău intenționați, sunt oameni care au un grad de eroare teologică foarte, foarte mare. Biblia este foarte clară pe subiectele care le-am discutat. Biblia ne spune că există un singur botez și că mântuirea este doar prin credință și doar prin lucrarea Domnului Iisus Hristos în jertfa sa pe cruce. Învățătura adventistă are multe puncte de divergență, de tensiune cu această
învățătură biblică. Biblia ne învață că sabatul, că legea, că toate acestea au fost doar o umbră a ceea ce urma să vină a Domnului Iisus Hristos și a noului legământ și că suntem liberi. Suntem liberi în Hristos. Ne închinăm în toate zilele, inclusiv sâmbăta dacă vrem, dar nu este o problemă de mântuire, nu este o problemă de a păstra legea lui Dumnezeu. Da? Noi considerăm că biserica s-a închinat duminica, că apostolii s-au închinat duminica de la un moment dat, a devenit o celebrare a învierii Domnului Iisus Hristos prin acest act, dar nu am fi dogmatici pe această temă, nu am scoate pe nimeni din rai doar pentru că au o altă înțelegere sau pentru că n-au posibilitatea să se întâlnească duminică. Nu înțelegem că faptul că ne întâlnim noi duminică ar fi cumva un semn a faptului că noi suntem singurii creștini autentici. Noi înțelegem că singurul semn al credinței autentice este credința autentică. Credința autentică care este adevărată prin mărturisirea ei și prin mărturia unei vieți trăite prin rodul Duhului Sfânt. Ăsta este semnul credinciosului. Așa ne spune Biblia că lumea va cunoaște pe cei care sunt al lui Hristos. Oricine vine și spune că există un alt semn care delimitează pe cei cu adevărat credincioși de cei necredincioși, Apostolul Pavel ar zice să fie anatema, da? Oricare ar fi semnul. Tăierea împrejur, păstrarea sabatului, vorbirea în limbi și așa mai departe, da? Oricare ar fi ei. Sau în mișcarea Evangheliei Prosperității, știi, dărnicia. Evanghelia Prosperității e foarte interesantă. Funcționează doar pentru cei care o propovăduiesc. Îi au duc foarte bine. Toți sunt prosperi. Toți predicatorii care propovăduiesc Evanghelia Prosperității sunt prosperi. Pentru că semnul credinței autentice e disponibilitatea credinciosului să scoată bani din buzunar și să-i dea lui. Da? Asta merge. Dacă ai credință, Dumnezeu îți va întoarce de 1000 de ori. Bun, cum te vedeți credința? Coată fiecare leuț și pune-l aici la picioarele mele. Da? Ăla e semnul. Dacă ai destulă credință să iei toată averea ta, să o pui la picioarele lui Benny Hinn, ești un credincios adevărat. Benny Hinn, casă de case, de milioane, avion și așa mai departe, funcționează pentru el. Orice semn, orice lucru bun până la urmă, dărnicia e un lucru bun, da? Închinarea este un lucru bun. Era să zic că vorbirea în limbi este un lucru bun. Dacă este autentic, ca în Fapte 2, este un lucru bun. Orice semn până la urmă, chiar lucruri bune, dacă sunt elevate într-un loc în care n-ar trebui să fie, a face o problemă salvifică din ea, devine o problemă teologică foarte, foarte mare. Da? Judecata aceasta investigativă este o aberație. Este o aberație creată de ei pentru a justifica dezamăgirea din 1844. S-a întâmplat acea mare dezamăgire, n-au avut o soluție, au început să clădească această doctrină prin care Domnul Iisus Hristos a intrat în locașul cel sfânt și s-a tot construit această doctrină prin vedeniile lui Ellen White și alte învățături. Da? Foarte similar cu Martorul lui Iehova, care au o serie de dezamăgiri de genul eschatologice și tot își modifică doctrina. Foarte similar cu Parham și cu mișcarea penticostală, care cred că vorbesc în alte limbi cunoscute, să duc în Asia, vin acasă făcându-se de rușine și în loc ca să admită că au greșit, încep și construiesc o teologie falsă. Același lucru se întâmplă, 1844 îi face de rușine pe adventiști și în loc ca să zică ne cerem scuze, am greșit, ne întoarcem înapoi la baptiști sau de unde am venit, își construiesc o teologie în jurul acestui eveniment. Și teologia aceasta devine aberantă și devine jignitoare la adresa Domnului Iisus Hristos, pentru că Biblia ne arată că Hristos a terminat lucrarea ispășirii la cruce. Da? Când Hristos a spus că s-a terminat, s-a terminat. Și am văzut prin faptul că El este înviat din morți, este dovada că Dumnezeu a acceptat această ispășire ca și fiind desăvârșită, da? Și prin faptul că Hristos promite celor ce cred în El că au viață veșnică, că acea ispășire, că acea iertare este aplicată în mod definitiv, în mod real prin credință, da? Nu este doar o speranță spre mântuire, o șansă spre mântuire, da? Credința în Domnul Iisus Hristos, credința adevărată în Domnul Iisus Hristos este dovada că ți s-a imputat iertarea, neprihănirea, mântuirea câștigată de Domnul Iisus
de Domnul Iisus Hristos, da? Să nu mai vorbim că Dumnezeu nu are nevoie să se dezvinovățească pentru faptul că m-a iertat pe mine sau te-a iertat pe tine. Nu are nevoie să se justifice prin noi și prin viețile noastre. Noi suntem justificați prin El. De ce n-are nevoie? Pentru că Biblia ne învață că Dumnezeu a venit cu o soluție prin care să te ierte pe tine și totul să rămână drept. Care este soluția aceea? Moartea Domnului Iisus Hristos. Când El a dăruit iertare, a dăruit justificare unui om care nu o merită, n-a făcut nimic să o merite. Da? El nu trebuie să se justifice că de ce a făcut-o, că El a plătit prețul să facă asta deja. A plătit cu viața Domnului Iisus Hristos. Și El poate da iertare în mod liber cui vrea El, fără să trebuiască să dezvinovățească sau să se justifice Dumnezeu că m-a iertat pe mine sau te-a iertat pe tine. Da? Dumnezeu ne-a iertat și a rămas totuși drept, ne spune Biblia, pentru că a plătit cu viața Fiului Său. De altfel, Biblia ne învață că pentru cei care nu sunt mântuiți, nu sunt iertați, nu au credința adevărată în Domnul Iisus Hristos, ne învață că sufletul lor, care este nemuritor, care este etern, da, va fi aruncat în iadul de foc și va suferi un chin etern acolo, pentru păcatele și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Și Biblia este clară despre acest lucru, ne uităm în Luca 16, Lazar și bogatul, este foarte clar, este interesant dacă vreți să citiți acasă, intrați pe site-ul Cultului Adventist din România și citiți explicațiile lor despre pilda cu Lazar și bogatul și de ce nu înseamnă ce evident înseamnă. Da? Sau în Matei 25, unde Domnul Iisus Hristos spune: aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Da? Deci pedeapsa este veșnică. Dacă cei care sunt pedepsiți nu mai există, ce este pedepsit? Cine este pedepsit? Da? Există undeva, va exista iadul și va fi acolo pedeapsă veșnică față de nimic? Nu face sens, da? Și sunt multe alte texte care ne arată foarte, foarte, foarte clar că la a doua moarte, cei care n-au fost răscumpărați de Domnul Iisus Hristos vor fi despărțiți de Dumnezeu. Vor fi despărțiți de Dumnezeu care este dătătorul vieții și în sensul că vor fi condamnați pentru eternitate, la suferință, la agonie și la experimenta mânia lui Dumnezeu, ei vor fi morți. Ei vor fi morți. Dar totuși, aia nu înseamnă că vor fi morți în sensul că nu vor mai exista. Pedeapsa este veșnică. Când luăm toate acestea la oaltă, da? Și înțelegând, cum am zis la început, că există un spectru foarte larg. Și la fel cum există în baptism, de exemplu. Dacă luăm expunerea care am avut-o pe Mișcarea Baptistă din România și pe erorile care există în mărturisirea de credință și în multe dintre doctrinile expuse de cultul baptist, trebuie să înțelegem că asta nu înseamnă că toți adventiștii cred lucrurile acestea. La fel cum nu toți baptiștii cred lucrurile acestea. Dacă stai de vorbă cu un baptist și zici: uite, dar aici scrie mărturisirea voastră de credință, eu zic că da, noi avem mărturisire de credință? Da? Păi uite că păstorul vostru a zis în predică duminica trecută că voi credeți. Frate, eu nu mai ascult predicele ăla de mult, da? Deci există un spectru de la ignoranță față de aceste învățături până la negarea și combaterea lor în cadrul acestei mișcări. Din punctul acela de vedere, sunt oameni cu adevărat mântuiți. Și trebuie, indiferent că sunt mântuiți sau nemântuiți, să ne raportăm cu compasiune, să ne raportăm cu dragoste și să le vestim Evanghelia. Dar per total, uitându-ne la mișcarea la nivel global, la nivel național, uitându-ne la mărturisirea lor de credință, nu putem afirma că se află într-o stare doctrinară în care am putea intra în părtășie cu ei, în care am putea intra într-o colaborare cu ei. Ceea ce putem face este ca să-i chemăm la pocăință față de cuvântul lui, față de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul, ca să îi ajute și să ne ajute și pe noi, să rămânem fideli față de cuvântul lui.